ce crezi tu? În Dumnezeu și în coronavirus. El e Nicolas, iar pandemia i-a dat viața peste cap, pentru că e foarte activ și îi place școala. Eu încep o frază și tu o termini. Nicolas este un băiat care învață bine. Asta e carnetul. Am de la 1-a până la a 3-a am numai FB la toate materiile. Nicolas nu merge la o școală specială, ci la una de masă. Știe că locul lui e acolo, printre ceilalți copii. Nu se simte diferit de ei. Doar că, spre deosebire de alți băieți, el nu joacă fotbal. Oricum nu-i place acest sport. I se acordă, spune, prea multă importanță. Câți bani are salariul Messi? Am putea să construim 50 de școli și 30 de grădinițe. El, Nicolas, e un soi de Messi al optimismului. Mai ai avut zile nefericite? Nu. Plângi câteodată? Nu. Cea care plânge e mama, dar numai pe ascuns, să nu cumva să o vadă Nicolas. Boala lui o întristează. Am fost diagnosticat cu amiotrofie spinală. Mi s-a spus că nu se meargă niciodată și inițial nu mi s-a dat nici șansă la viață mai mult de 3 ani. Este o boală degenerativă. Creșterea poate aduce să nu mai poată folosi mâinile. Ce vă ajută să, nu știu, merg mai să departe. Mergeți înainte, să sperați? Dacă el poate, eu de ce să nu pot? Într-adevăr, băiatul ei merge înainte, deocamdată în cărucior, care i-a devenit cam mic și cu ajutorul căruia nici nu se mai poate deplasa oricând și oricât. Nu mai ține bateria, îmi ține 2 ore maxim, adică foarte puțin, și o țin la încărcat 3-4 ore. Nu-și face prea multe probleme, căci în curând o să se inventeze cărucioare care plutesc. De fapt, atunci când l-am întrebat pe Nicolas care ar fi dorințele lui dacă ar prinde peștișorul de aur, răspunsul lui a sunat așa. Zburat și teleportare, după aia să pot să vorbesc cu animale și să merg. Mai am o dorință, o să vreau un portofel care naște bani într-una. Știe că fiecare progres al său vine la pachet cu un efort financiar de nesuportat pentru bugetul familiei. Până afară de tratament, noi avem nevoie de kinetoterapie, corset pentru coloană, orteze la brațe, urmează să-i luăm, acum am aflat că apar retracțiile, trebuie să făcute. Și ortezarea asta este dureroasă. Cum sună rugăciunea dumneavoastră? Să facă bine și să meargă ca toți copiii. Progresele lui Nicolas și ale altor copii ca el depind de accesul la echipamente, tratamente și servicii medicale. Prin proiectul UNICEF Servicii Comunitare pentru Copii, echipele comunitare formate dintr-un asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la serviciile medicale, sociale și școlare de care au atâta nevoie. Trimite acum un SMS gratuit cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Nicolas și pe alți copii ca el să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!